Bănuiesc că foarte mulți care citiți Sfintele Scripturi știți așa promisiunea lui Dumnezeu: din tinerețea voastră până la căruntețele voastre eu voi fi același. Alții spun ne cunoaștem de o viață, indiferent că luăm expresia folosită de oameni din afara bisericii sau că facem referire la versetul biblic. Cred că familia Arnăut, Lazar și Florica, pot spune că se cunosc de o viață și că bunătatea lui Dumnezeu pentru ei a fost mare. Mă bucur tare mult că ați venit la emisiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mare curaj să veniți aici! Așa e. Da, omul, niciodată am învățat asta și tot n-am învățat destul, niciodată să nu spui că le-ai văzut pe toate în viață, că ai trecut prin toate, că ai gustat din toate, că nu știi niciodată ce surpriză îți fac, mai ales prietenii. Așa știi e. Că de dușmani te mai ferești. Și bun. Una din surprize e astăzi pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră. Bun, acum nu v-am adus cu tunul, cu tancul, ați venit de bunăvoie, că ați știut voi sau nu la ce veniți, asta este o altă problemă. N-am știut. O să vă spunem la sfârșit că a fost foarte bine. Slavă. Bun, să începem, că sora Florica chiar n-are nicio emoție. Să o întrebăm, câți ani de căsătorie aveți? 45. 45 de ani? De căsătorie. De căsătorie. Da. Cum a fost în urmă cu 45 de ani? Că acum văd că e frumos, e bine. Cum a fost în urmă cu 45 de ani? Nu știu, parcă ori trecut și... A fost frumos și cu bucurii și cu necazuri și încercări, dar am uitat, am rămas cu ce e frumos. Parcă. Se șterg greutățile, da, din minte, așa, de multe ori se șterg greutățile. Am trecut cu Domnul. Am putut birui totul. Asta, eu sunt curios un pic să-mi spuneți două, trei cuvinte despre familia în care ați crescut, familia părinților. Da. Eu am fost singura la părinți. Să vă spun, părinții mei au fost credincioși. Din zona Caransebeș, da, acolo? Da, acolo, din sat au fost. Chiar din localitate? Da. Din, da. Borlova? Da. Oameni temători de Dumnezeu? Și temători, și bunici. Și bunicii, că bunicii au fost între primii care s-au pocăit în localitatea respectivă. Localitate, da. Și cum era atunci? Toată lumea la biserică, nu? Așa. Duminica, da, peste, da, săptămână. Da. Peste săptămână aveați un serviciu sau două? Un serviciu era atunci. Sâmbătă-seara? Era sâmbătă-seara, da. Sâmbătă-seara, că oamenii erau și aglomerat, da, mult. Și eu mai știu un lucru din bătrâni, că iarna... Dacă făceai focul sâmbătă seara, ajuta și pe duminică. Da. Duminică era cald. Da, era mai ușor de... Ați avut o copilărie frumoasă? Frumoasă. Cu lucru? Am muncit alături de părinți. Nu numai că au muncit, fost... ei îi place munca. Da? Unii muncesc că trebuie și alții muncesc... Că trebuie, dar le și place să muncească. Bun, acum eu aș mai zice o variantă, dar nu-mi permit că ne filmează. Cu tine, care te-ai făcut păstor, ia tot de plăcere o muncit. E adevărat. Că eu îi zic, eu le zic când vorbim despre familia noastră, zic, domnule, eu mi-am ales vorbitul, nevastă mi-a și-o ales lucru. Eu nu m-am schimbat, eu rămân statornic cu vorbitul și atunci cineva trebuie să muncească în casa unui slujitor. E adevărat. Eu când am început slujirea, am avut un serviciu nu bun, foarte bun, la Caransebeș, la IPEC Banatul, unde erau cele mai mari salarii din oraș, cea mai bună întreprindere. Eram cu cercetare, aveam județele Caraș, Timiș și Arad. Și aveam un salar foarte bun. Eram reprezentantul IPEC-ului sau... acele instituții la București. Mergeam lunar la Ministerul Geologiei. Probabil că salariile de atunci oarecum sunt echivalente cu astea de astăzi, așa, dar ce salari aveți? Și ați aduce aminte? Păi era 2600-2800, așa erau bani atunci. Plus ce se mai... Da. Și știu, când am intrat în lucrare, bisericile erau mici, distanță față de casă. Nu știu dacă am avut un sfert salariul de păstor cât l-aveam la... Păi așa e normal în viață, dacă avansezi, să avansezi. Bun, acum că sărim de la una la alta, că nu e nicio problemă. Ce te-a făcut să intri? Tu spui, când spune el că ai intrat în lucrare, în sensul că ai hotărât să fii păstor, cum zic tineretul, full time, să te ocupi doar de biserici. De ce ai luat hotărârea asta? Aveai servici, aveai... Asta a fost, cum să zic, îndemnul meu interior,
hotărârea mea, nu m-am uitat la bandă și în vremea aceea nu puteai, deși eu am avut libertatea să pot să stau și la servici și să fac și slujirea, numai că fratele Râncu, el era președintele comunității. Era Timișoara, comunitatea Timișoara, erați împreună, da. Cu Timișu, și la el asta era deviza. Ori te lași de servici și intri în lucrare, sau rămâi la servici, dar nu intri în lucrare. E, n-a fost o problemă, că am intrat cu tot dragul, nu m-am uitat la bani. E adevărat că și Dumnezeu a avut de grijă, n-am dus lipsă, ba din contră, ne-o binecuvântat și... Asta face Dumnezeu când îl punem pe el pe plin. Asta e varianta ta pe care eu cred. Cum a fost când a intrat în slujire? S-a simțit diferența? S-a simțit că am, o trebuit eu să duc povara mai mult, dar a fost frumos. A fost frumos. A fost frumos. Ai fost de acord ca el să intre în slujire? Da. Da, da. A făcut și seminarul și mult. Dacă ar fi fost altceva, nu l-aș fi mai îngăduit, dar pentru asta am... A meritat sacrificiul. A meritat, da. A meritat sacrificiul. Tu, Lazare, în ce familie ai crescut? Eu tot într-o familie de pocăiți, da, cu și părinți și bunici pocăiți. Și asta înțeleg eu că dacă mă nasc într-o familie în care bunicii sunt pocăiți sau oameni credincioși, indiferent cum spunem, părinții la fel, în mod automat și copiii. Astăzi nu, dar în vremurile alea cam așa era. Rar din copiii care nu rămâneau în biserică. Dar de ce crezi? Ce era? Era respectul față de părinți? Sau... Era și respectul față de părinți și respectul față de Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de biserică. Parcă biserica era altfel atunci decât astăzi. Te referi biserica în sine sau atitudinea societății față de biserică? Nu, biserica în sine. Altfel erau frații. După mine, mult mai pocăiți ca astăzi. Apoi să vede că ești bătrân, că și eu sunt, că totdeauna bătrânii vorbesc ce frumos a fost pe vremea lor și tineretul ăsta. Dar bun, eu cred că totuși ai avut un moment în care ți-ai pus problema, rămân pe calea asta, nu rămân... Cum se spune... Deci nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar întotdeauna eu am avut frica asta de Domnul înăuntru meu. Respectul, nu că ai tremurat așa... Nu, frica în sensul bun al cuvântului. Da, da, da. Cinstirea și respectul. Ori de câte ori avem ceva în gând să fac ce nu trebuie. Era ceva înăuntru meu care îmi spunea nu, parcă îmi suna. La noi, la Burlova, am avut mulți tineri atunci, foarte mulți tineri. Ei, au mai căzut, așa, au mai greșit. Eu nu. Și când am fost în armată, am simțit ceva că mă urmărește și eu cred că asta n-a fost altceva decât rugăciunile părinților. Asta era o chestie interesantă. Nu știu ce o să spună copiii noștri despre noi. Și eu am făcut școala departe de casă, și școala și armata, dar erai convins că, odată erai convins că se roagă părinții pentru tine. Și eu personal, nu știu dacă tu ai trecut pe aici, am avut momente în care, așa, în problemele mele, ziceam, Doamne, dacă nu mă asculți pe mine, ascultă măcar pe tata și pe mama, pe bunici că se roagă. Știam că eu nu merit să mă asculte, dar zic, ei sunt oameni serioși, ascultă-i pe ei. Și foarte interesant, că nu vorbeam atunci de telefoane, de una, de alta, eu știam că părinții mei știu ce se întâmplă cu mine acolo. Aveau ei sursele lor de informare și ei știau ce se întâmplă cu mine pentru că erau interesați să afle despre viața noastră. Și tu ai fost tot singur la părinți? Singur, da. Tot cu muncă, cu viața obișnuită. Da, noi am fost puțin mai săraci și cu asta o trebuie să lucrăm mai mult. Dar de ce au fost un pic mai bogați? Ca situație materială puțin mai bună decât noi. Dar acolo în zona voastră nu era pe vremuri când își împleteau în codițe miresele galbeni, ce își spuneau? Bănuți ceva de, nu? I-au prins când era fată, da, haine cu bănuți. Cu, da, da, da. Dar când noi am crescut deja, nu mai,
nu mai fost. Și cum ați ajuns voi? V-ați cunoscut din biserică, nu? Am fost în aceeași localitate, în biserică. Cum te-ai pus ochii pe Florica? Cred că mai mult ia pe mine. Nu, stai, atunci ai dă microfonul. Ia zi-ne, cum l-ai lămurit? Cum l-ai lămurit? Nu, e. A fost, așa cum să spun, o dragoste reciprocă. Așa? Mulțumim lui Dumnezeu. Dar ce făcea în biserică? Făcea ceva bun, rele, când era fecior? Cântai în ceva? Cântai în ceva? Da. Cânta? Da, da. Am cântat la fanfară. Aveam fanfara copiilor în biserică. Am cântat la... După aceea am intrat în fanfara mare. Am mers la școală, la Oțelul Roșu. Am cântat în fanfara școlii profesionale. Am lucrat un pic la Oțelul Roșu, la uzină. Am cântat în fanfara sindicatului. Și armat am făcut-o la fanfara militară la Arad. Implicat, hai că-s curios să văd. Cum se vedea din sala acolo în față? Da. Nu, n-ai pus ochii pe el așa mai... Păi acum, orice fată se gândea la măritat, da, nu? De la o anumită vârstă. Ok, ea s-a căsătorit destul de tânără, la 18 ani. Da, pe 18 ani ce era, dacă ai crescut la atunci țară? Era normal, acum nu e normal. Acum mai devreme, da. Unde ați avut un dansat? Da. Frumoasă, lume multă? Atunci era cu... Veneau și neinvitați. Cum? Stai, lasă-o un pic, eu discut acum cu sora, că tu nu vrei să spui numai ce vrei tu, de-aia vreau să... Cum să vină neinvitați la nuntă? Păi așa era atunci. Din sat te prezent... Nu era cu invitații scrise? Veneau cu... și din zonă, nu era invitație. Veneau și din biserici. Când știa cineva că în localitatea cutare, de exemplu cum e la noi, la Borlova, veneau din zona aia. Vârciorova, Bolvașnița, Zlanga... Așa, te trezeai cu ei la nuntă. Da. La masă, la amiază, că atunci erau două mese. Am avut 500 și seara 600. Stai un pic. Deci nunta era duminică dimineața? După masa. După masa. După masa. După masa era nunta. Și atunci, cum se le dai mâncare la amiază? Așa era atunci. Și seara au fost. A, că oamenii au venit, eu nu știu... Doamne, ferește... Da. Păi, înseamnă că... Acasă s-a făcut cort mare, acasă, la noi a fost. Da, pe livadă, pe grădină? Da. În curte, în curte am curte, avut. În curte. Da. Și mâncare acasă au făcut-o, fost bucătari, vecini. Bun, eu am întrebări, mă gândesc că dacă se uită copiii mei sau alții, tot se întreabă, pun mă, te pregătești pentru nuntă, pentru câți? Se știa cumva așa... Cam se bănuia. Cam se bănuia, cu 100 plus, în minus, am tot acolo. Nu era problema atunci, astăzi e problemă, da. Da. Cu... Bun, dar era perioada aia în care, să zic, se ajutau familiile la gătit, la făcutul cortul. Da, la gătit, veneau. Neamurile, oamenii din sat. Și așa. Și vecinii. Și frații veneau. Mai aduceau și câte o găină, ceva, sau nu? Nu, atunci nu era la noi. Dar la lucru veneau. La lucru veneau, da. No, cred că e prima dată în viață când am auzit. Deci eu am mai experimentat în Coreea și mi-a plăcut. Acum, experiența mea internațională mi-a arătat multe lucruri bune la alții. În Coreea de Sud am fost la o nuntă în urmă cu 20 ceva de ani. Primul lucru fiind nuntă mai mare, toți invitații mirelui au fost la un restaurant și am mirese la restaurant. Nu mai vorbim că toți au trebuit să ne descălțăm, știi, cât am fost acolo. Acum la mine a fost simplu, că erau niște rafturi. Ei, nu știu ei cum își găseau papuci. Eu am pus sus unde n-ajungea niciunul, cum erau ei mărunți, deci au fost ok, dar au fost masa înainte de a merge la biserică. Așa mi-au plăcut, zic, bă, te duci pe sătul la biserică, nu mai predice ăla cât a vrea, că eram sătul. Dar acum e prima dată în viață când aud că le dădeai mâncare și înainte și după. Așa era atunci. Două mese se dădeau la... Da, cam aceeași mâncare, nu? Da, da. Felul întâi supă, felul doi sarmale, felul trei era friptură, carne, ce era, și felul patru prăjitură. Ca la nuntă. Ca la nuntă. Ca la nuntă, deci... Dar acum, din asta, cu cât ați rămas datorie de la nuntă? Să-i hrănești de două ori. Nu am rămas, pentru că am avut noi acasă carne, am... Ai mai tăiat noi, ceva, da. Nu știu ce. Nu am rămas cu datorii. E adevărat, nu cu câștig, dar nici cu datorii. Nu, că bănuiesc că mari câștiguri nu erau. Adică nu, ce știu, na, cum era. Veneau cu 50 de lei.
Era 50, dacă era unul singur, și 25 de lei. Da, 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 da. Cea mai tare care am auzit-o, mi-a spus o familie din străinătate, că el a făcut nuntă și, ca să vă dați cumva seama, el a făcut nuntă și meniu a costat cam, să zicem, în jur de $100, să fie ușor de socotit. Și cineva, cred că i-a pus la nuntă, nu știu, $1 ori 5, știi? Și a zis, aveți grijă să-i folosiți înțelept. Deci mai ai și surprize de genul ăsta, știi? Dar dacă n-ai rămas pe minus, e... A fost bine, e bine, e bine, da? Da. Copii? Aveți copii? Avem doi. Doi băieți. Doi băieți mari, bănuiesc, cu copiii lor, la casele lor. Cel mic are 42, cel mare 44. Da, sunt tine. Amândoi au făcut facultăți, da. Cel mare stă în Timișoara și-a făcut casă, lucrează, a făcut facultatea de informatică electronică și lucrează la sisteme de alarmă. Aveți pe cineva cu voi sau niciunul nu-i cu voi? Băiatul cel mic, el a făcut tot la Timișoara informatica și el a venit acasă și cel mare a venit acasă. Cel mare a avut casa lui părinții mei, cel mic e cu noi, casa lui socrii. Cel mare, na, nevastă să-i de la Pitești, nu prea i-a plăcut la sat și s-a mutat la Timișoara. Acum, dacă v-ați vândut caii, cum să-i placă? Caii erau frumuseți acolo, da. Nu, asta este ce să... Da, acum... N-or stat cu noi, ei ori avut casa lor. Și ăsta-l mic lucrează la Caransebeș, la o stație de gaz. E bun, acolo era, e foarte bine. Aproape... Da. Aproape face naveta. Da. De fapt, la noi, până la Caransebeș, 10-12 minute. Care-i marea diferență între o familie tânără astăzi și o familie tânără în urmă cu 40 de ani? Nu știu cum să vă spun. Noi, când ne-am căsătorit, noi am purtat grija casei. Părinții mei, mama n-avea grijă. Eu m-am interesat. Bun, singura fată și și-o lua mâine peste tine. Eu purtam grijă acasă. Nu numai schimb, a noastră, și a lor. Așa, că am fost împreună. Dar în schimb, acum parcă sunt tot copii. Deci ați locuit împreună? Dar noi suntem, am putea spune un exemplu, într-o familie 4 generații. Bătrânii, socrii noștri, noi, copiii noștri și... nepoții. Avem în casă cu noi două nepoate. Pocăiți, nu jucărie. Da, pocăiți, da. Nu. E bine că nu se ia la alții aici să le pun întrebări. Deci voi în aceeași casă? În aceeași casă, da. Împreună deci mâncăm. Se poate... Bun, mâncați că face nevastă-ta sau cum? Da. Dacă toți s-au obișnuit, acum de ce mă să curge alții, să nu-și iasă din mână? Da. Deci te-ai căsătorit la 18 ani și ai preluat cumva gospodăria. Da. Așa, eu am... Dar ăștia, da, cu tinerii, parcă nu mai au o grijă așa. Tot mama îi cu tata. Că dacă poate mama... când ești cu noi, poate ăștia ai tineri care singuri, vor fi altfel. Nu știu cum să vă spun. Acum, poate că și eu îți devine, că eu le spun la mulți că idealul e separat, dar aproape, știi? Ca să te poți duce. Am văzut idealul, dar cu ani în urmă, încă în sistemul trecut, unde am văzut eu idealul, că eu când circul mai am și ochii închiși, dar mai și ochii deschiși. Am văzut o familie în care, să zicem, tinerii locuiau la câteva case aproape de ei. Și atunci, când veneau de la lucru după masă, veneau la tata și la mama, mâncau bine, își puneau și pachetelul pentru... lucru sau nu știu ce, și tată, mamă, domnul să vă binecuvinteze când era de lucru. Bă, zic eu, uite ce faină. Da, cum să spun acum, zic eu așa, dar părinții chiar cu bucurie că vin copiii la noi și... Deci a fost frumos. Ce a fost cel mai greu în viață, dacă v-ați gândit la 45 de ani? Cu copiii n-ați avut probleme de sănătate? Greu, dar... Totuși am trecut parcă ușor, că era cineva care ne purta de grijă și a fost ușor. Și când erau copiii mai mici, a fost mai mult de lucru,
Și când au crescut, au fost la școală, au trebuit să muncim mult ca să-i putem ține la școală. Să-i Dar care ați vrut mai mult să învețe copiii? Care dintre voi? Amândoi? Și eu am vrut, pentru educație, da. Am străduit. O zis ea că lucrează oricât, dar ar vrea ca și copiii să nu mai fie să lucreze și ei ca ea. Aibă totuși un serviciu mai bun. Adevărul că la voi și oameni muncitori în zonă, dar s-au muncit mult în... Da, da. În agricultură. Nu a fost colectiv la noi, am lucrat și la pământ. Zonă de deal, de munte, de... Pom fructiferi? Acum mai puțini, atunci erau mulți. Da. Mai sunt și acum, dar nu sunt mai îngrijiți, nu mai... Da, da. Nici nu merge. E, bătrânii nu pot, tinerii da. Își fac calculele și își dau seama că nu rentează sau ceva. Nici noi, deși acum suntem bătrâni, nu mai avem acasă animale, nu mai nimic. S-au schimbat. Mers. Care sunt schimbările care le-ai văzut în biserică? Deci, în biserică pot spune că ai 60 de ani în biserică. Că doar de când ești, da. Ești în biserică. Care am trezit în biserică. Da, care sunt schimbările care le-ai văzut în perioada asta? Nu zicem că-s bune sau rele, dar măcar le constatăm. Sigur că istoria că curge și... Nu mai e pasiunea pentru Dumnezeu cum era înainte. Deci, tot ce se face astăzi, după mine, am observat în bisericile care le slujesc, parcă e totul un obicei. Prea puțin pleacă dinăuntru. Trebuie să atâta să insiști la frați, veniți la rugăciune, frecventați biserica, ba una, ba alta, nu pleacă din interiorul lor, ci doar, așa spunându-le... Bun, presupunând că e așa, să zicem că noi greșim, dacă greșim, atunci e bine, că noi suntem greșiți, nu vedem bine, dar toată lumea e bine. Dar dacă merge pe ideea asta că nu mai există focul acela, pasiune, dragostea față de Dumnezeu, de slujire, oare de ce? S-a răcit dragostea și credința. Bun, dar acum eu îmi permit că suntem colegi, vorbesc deschis. N-ai încercat mereu să pui pe foc, să le zici? Ba da. Ei, a fost când au mers, vin alții care nu au aceleași idei. Eu am reușit, venind la Borlova, să, în loc de sâmbătă, să punem vineri și apoi și miercurea. Noi am ținut timp de rugăciune peste săptămână. Da, miercurea și vinerea și duminică dimineața, duminică după masa. Ei, alții vor încerca să scoată. Bun, eu... Am avut un timp când ne întâlneam dimineața, în fiecare dimineață la biserică pentru rugăciune. Înainte de a merge oamenii la lucru? Da. Nu, eu asta am vrut să te întreb. Auzeam din bătrâni, poate am și prins un pic, dar auzeam din bătrâni că oamenii, țăranul român, da? Mergea la munca câmpului, muncea toată ziua, seara unii veneau, am auzit mai multe variante, unii mergeau acasă, se schimbau și veneau la adunare, la timpul de rugăciune, alții direct, cu sapa, cu coasa, cu furca, le sprijinea de peretele adunării și intrau. Ai prins vremuri din astea? Nu. De când țin eu minte, frații mergeau acasă să îmbrăcau ca pentru biserică. Era un respect și aici. Da, era. Bun, dar atunci teoretic ai spune că se muncea mai mult fizic decât astăzi. Da, așa. Și totuși oamenii își făceau timp. E adevărat. A fost o altă concepție, probabil. Un alt fel de a fi viața de pocăință. Poate au înțeles că asta e normalitatea, nici nu și-au pus problemă că nu mă duc sau... Am zis, și din tinerii copiii din biserică, rar care nu rămâneau în biserică, eu zic că în proporție de 95% rămâneau. Excepțiile erau cei ce nu rămâneau, da? Cei mai mulți rămâneau. De fapt, la noi am avut și activități așa. A fost o biserică destul de mare. A fost vremuri când am avut 250 de membri. Fanfara era de 40 de persoane. Era cu tineretul, cu... Da, erau activități. Dar și tinerii le plăceau.
Nu trebuia forțat să vină. Okay. Pleca dinăuntru lui. Era și bucuria de a fi împreună și multe alte lucruri. Da. Cum ți-a plăcut să ai musafiri? M-a plăcut. Da? Da. Deci nu... Nu. Și înainte de a mă căsători, tata era diacon. Și când nu era fratele păstor, la noi erau musafiri. Și era mai greu atunci, înainte de pe timpul lui Ceaușescu. Că nu se găsa să cumperi... Și aveam noi. Da, i-am primit cu bucurie. Care deci nu te-au apucat niciodată groaza că vai, vine un musafir la masă. Cu bucurie. Și acum îmi place parcă. Da? Parcă mai rar avem. Avem musafir și acum, dar parcă mai rar de când nu-i laser la Borlova. Dar m-a plăcut asta. Da, mai am o întrebare acum. Nu trebuie răspuns la toate întrebările mele. S-au adus vreodată musafiri acasă fără să te anunțe? Nu m-a convenit cu ei? O mai adus. Cred că noi toți facem asta. Or mai veni și nechemați ei care au trebuit. Da, tot. Acum dacă la nuntă o veni nechemați. Așa era. Păstorul trebuia să ia musafirii. Păi nu știu dacă trebuia. Așa era concepția. Așa dacă era, nu era păstorul. Da, așa era concepția. Nu știu dacă neapărat trebuia. Da, și dacă ai și o nevastă care face cu bucurie, ce se mai zice. Slăvit da? Să fie Domnul. Altul, și nu, și nu numai frați. Veneau și cerșitori că umblau pânsat. La noi s-o opreau. Păi se știa că la voi nu pleacă cu mâna goală. N-or plecat cu mâna goală, slavă Domnului, nu ca o laudă, dar asta e realitatea. N-or plecat niciodată cu mâna goală. Acum ați avut mulți tineri care au plecat din țară, în străinătate sau la oraș? La oraș mai puțin, dar au mai plecat și dincolo. Totuși, Borlova a rămas. Da? Ori cam, chiar dacă ori fost la facultate, la Timișoara, ori venit înapoi, alții chiar dacă s-or căsătorit sau s-or mutat la Caransebeș, ori rămas ca membri tot la Borlova. Da, zona Caransebeșului, și în privința serviciilor, întotdeauna Caransebeșul ori fost locuri de muncă. Și oamenii, pentru cine au vrut să muncească, da. Cine au vrut, da, asta da, este. Asta, da. Asta e bine. Acum sunt mai puțini adevărat cei ce sunt dincolo, dar ești, încă e activitate și acum. Și de viața lor. Spune, câți ani sunt de când te-ai îmbolnăvit? Cred că sunt 11 ani. 11 ani? Da. Cum ai aflat prima dată? S-o picat bine, nu s-o picat bine? Nu știu, dar am avut așa o putere lăuntrică când... Știi că în general nu ne așteptăm să se întâmple că... nouă sau ceva. La început nu m-am, nici n-am știut ce e, de câteva ori am amețit, am început să îmi sară ochiul prima dată, partea dreaptă e atacată, după aia fața să se strâmbe gura și atunci m-am dus, fost la Timișoara și mi-a spus că... Am făcut mai multe microinfarcte cerebrale. Și mi-a spus că nu se poate trăi. Mi-a spus direct, am fost la neurolog. Asta în urmă cu 11 ani? Da. Etajul 9, doctorița Murariu. Ăsta Țuț Viorel, el m-a dus, o cunoscut-o și la început o încercat să... cât de cât să ascundă, dar am văzut că... Da, acum voi trebuie ascunde. Să știți, dacă suntem în România, e foarte important să cunoști pe cineva. Scuze, interviu. Și mi-am spus, doamna doctor... Nici nu știa cum să-ți spune. Da, nu, nici am văzut cu o coleșă, vă rog frumos, spuneți care e adevărul. Spus, eu sunt copilul Domnului, îl slujesc pe Dumnezeu și nu mi-e frică de moarte. Și atunci... Parcă s-o deslegat. Ai ajutat-o. Cum da, s-o răsuflat ușoară și-o spus. Boala dumneavoastră nu are leac. Mi-a spus, puteți să muriți oricând. Deci am o parte din creier care e paralizată. Și, oricând puteți să muriți, să nu rămâneți singuri, să nu plecați singuri. N-am ce să vă fac. Mergeți acasă. Acum, în paranteză, multe din nevestele noastre cred că partea noastră sentimentală din creierii paralizată din copilărie și de asta nu intrăm în detaliile astea. Da, dar au zis noi că... Noi n-avem documente, da. Și m-am dus acasă fără probleme. Da, n-ai paralizat pe loc. Nu. N-am, nici măcar n-am fost întristat. Că, de obicei, e normal să nu îți spice bine când corect, spune da. Că mori.
direct, nu mai ocolește așa. După aia am mers la, la Cluj. Bun, dar acum nu că ai fost atât de grozav. Probabil că Dumnezeu ți-a dat o... Muntărit. Deci, da. Am venit acasă. Nici nu m-am gândit că, că mor, să fiu necășit, să... Și ei spus? I-am spus și ei, da. Tot sigur, pe direct, așa, să... Fără, asta e. Știu că m-a sunat... Cum ți-a picat? M-a picat bine. M-a sunat Ghiță Câmpian. Noi am fost colegi la București. Da, da, da. Și acum avem o relație foarte bună. După vreo două săptămâni, cred că, după ce... Ce faci, mai lasă? Zic, aștept să mor. Și au rămas, dar cum? Uite, am fost la Timișoara, mi-a spus că nu mai sunt șanse. Ei, păi nu, hai că mergem la Cluj, ori cunoscut ei pe doctorul Văcăraș. Că nu-i poate... bun la Timișoara, hai că... Da, se, da, da că, e un da, doctor specialist. Da. Poate știi, e baptist el, unul din doctorii buni la clinica de neurologie din Cluj. Și m-am dus la el, m-a primit, mergeam aproape, a mers aproape un an și jumătate, lună de lună, la el, ori de câte ori... Păi mă, probabil te verifica să vadă cum a avansat, dacă le-a... Am făcut mai multe remeneuri, da, să... Vadă cât e de agresiv. Nu mi-o spus de la început, dar când mă duceam, când chema și alți doctori să le arate, când îmi punea CD-ul ăla de la creier, de la remeneu, îl punea pe monitor, chema și alți doctori și alții... Erau uimiți. Unii întrebau, o murit de mult? Și ăsta a cui, da? A spus, nu, a spus dânsul. Da. Da. Nu, nu le venea să creadă. Spune-mi, Roman, copiii o știut? Normal. O știu toți. Toți, toți o știu, da. Asta e. Ce se fac? No, oricum erau mari deja, dar nu-ți pică bine. Când a fost aproape un an și jumătate, îmi spune doctorul Văcăraș, da, frate Lanzăr, nu mai veniți, peste 6 luni veniți. Mi-am dat eu seama că ceva nu e regulă. Până acum, în toată luna, și-a venit peste 6 luni. Ei, când m-am dus după 6 luni și am intrat la el în cabinet, s-a uitat așa spre mine, speriat. Și astea au fost cuvintele. Frate Lazar, n-ați murit! Da, el ți-a dat 6 luni, că ce-o zis? El, după aia, a început să plângă și mi-a spus, frate Lazar, eu am crezut că nu mai ajungeți nici măcar o lună. De-aia v-am spus să veniți, că am știut că până luna viitoare nu mai ajungeți. Și spunea, cu boala dumneavoastră nu se trăiește maxim 6 luni. Și la dumneavoastră era atunci aproape 2 ani, un an și jumătate, și am crezut, vislujitorul Domnului mai lungește, Domnul. Da. Da, și aici, interesant, mi s-a întâmplat și mie, crezi în puterea lui Dumnezeu, știi că Dumnezeu poate să facă minuni, dacă câteodată îi stabilești lui Dumnezeu cam cât. Da. Și zici, băi, dacă ăsta se duce într-o lună, nu ăsta că e slujitorul Domnului, se duce într-un an, i-a dat un an și o jumătate, e cam ajunge. Ei, vezi, totuși nu suntem noi, nici da, cu metru, nici cu spus, secundele. El cu boala dumneavoastră maxim 6 luni. Știu că eram în Germania, la Stuttgart, și am mărturisit lucrul ăsta și o soră din spate, din biserică, s-a ridicat și a zis, frate Lazar, bărbatul meu a avut aceeași boală ca dumneavoastră. A mers în Germania la cei mai specialiști medici, la 6 luni fix a murit. Și am venit acasă. Asta de încurajare, știi? Da, da. Am venit acasă, dar problema a fost cu fața. Mi se închidea ochiul, gura strâmbă, îmi sărea fața și... Cineva avem din biserică, lucrează în Austria și niște copii la care eu am ținut așa și ei au ținut la mine și au zis, hai frate Lanzăr, vino la Viena, mergem, mi-a spus, îi o asistentă, o soră din zona Caransebeșului, cunoaște un profesor universitar neurolog și are o legătură strânsă cu el, hai să mergi la el. Și am spus, eu nu vin. Da, să... Zic, nu vin că trebuie bani, eu n-am bani să... Nu vă interesează pe dumneavoastră. Zic, nu vin. Și m-a trecut câteva zile și m-a sunat. Uite, bem un suc cu sora Dana, așa o chema asistenta. Am vorbit cu ea, spune că vrei să vii. A, păi zic, aș vin. La un suc. M-a programat, m-am dus și când m-am dus la profesor, la profesorul ăsta, neurolog, prima dată m-am dus la cabinetul lui particular, avea 2,
Am fost și la spital, lucrat la spitalul AKH, cel mai mare din Viena, dar prima dată m-am dus la el acolo, mi-am dus remenieurile de aici, filmele, că știu de la ăsta Eugen Groza, că el a mai fost internat acolo, o zi de internare era 1300 de euro. Plus, dacă îți făcea și astea la alte, i-am dus din România și s-a uitat la ele și nu-i venea să creadă. Dacă nu cunoștea asistenta care m-a introdus la el, spunea că a venit altul. S-a tot uitat și nu se poate. M-a pus pompat acolo, în cabinetul lui, toate testele astea neurologice. S-a uitat în sus, s-a uitat la mine, făcea din cap. După o oră jumate m-a dat jos din patul ăla și a zis, domnule, aici e minunea lui Dumnezeu și ăla e catolic. Răspundeți la comenzi ca un om perfect sănătos. Nu se poate. Și-a spus, n-am ce să vă fac la creier. Numai Dumnezeu face. Nu vă, n-aveți. Ceea ce vă pot face e la față. Și vă fac un tratament la față și eu i-am spus, nu îmi faceți, că eu n-aveam bani. Eu am plătit doar vizita. Da, da. Și asistenta i-a spus, iar vrea el, dar n-are bani. Dar eu nu i-am spus că n-am bani. I-am spus da, că da, nu vreau. Da. El a rămas așa, mirat. Și pe urmă s-a uitat la mine și s-a auzit, dacă îți fac fără bani, vrei? Și am zis că vreau. Mi-au făcut atunci testul ăsta sau tratamentul din injecție. Am început cu 6 injecții în față, în ochi și acum am ajuns la 16. Merg de 8 ani la Viena din 3 în 3 luni. Tot cu același profesor? Tot cu ăla. Și da, uite, data viitoare mi-a spus el o sumă mai mare, mai... Dacă pot vin, dacă nu, nu. Și, dar atunci când am plecat din cabinetul lui, când să ieșim, o strigat pe asistentă înapoi. Și am spus, Dana, cine e omul ăsta? Eu n-am văzut așa ceva, profesorul a trecut prin mâna mea sute sau mii de pacienți, așa ceva n-am văzut la nimeni și din punct de vedere medical nu e posibil. Cine e omul ăsta? Acum la ei, Dana, am spus, uite, domn profesor, e un pastor evanghelic. Și a stat așa puțin și apoi, așa cu lacrimi în ochi, a zis, auzi, nu vrei să-i spui, omul ăsta se roage și pentru mine. Eu n-am ce să-i fac, dar el poate să facă pentru mine, să se roage. Și eu spus, uite, mâine mă cauți la spital. Și s-a dus, dar o ieșit Dan afară, mi-a spus, uite ce-a zis profesor, cu drag mă rog pentru el. Noi ne rugăm oricum. Dar cum, dacă, sigur, că da. Nu-i nicio problemă. Și a spus, mâine zi mă cauți în secție acolo la spital, s-a dus la el, s-a dus în cabinetul lui și pe biroul lui era o plasă de medicamente. Costau câteva sute bune de euro medicamentele și a luat plasa și plângând, a zis, nu-mi trebuie nimic, spune-i să se roage pentru mine. Și am îngăduit Dumnezeu să fac gros de bani, m-am dus și după 3 luni și când m-am dus după 3 luni, iar mi-au făcut tratamentul, nu am avut, nu știu, cred că a fost din partea Domnului, să nu-i dau cât o zi, să-l întreb încă o dată cât costă. Și spre surprinderea plăcută a mea, că nu mi-a luat doar consultația. Și merg de 8 ani și nu îmi ia decât consultația. Când poate, îmi mai face roșu de medicamente de la spital, și... dar de fiecare dată, când mă duc, mă ia în brațe, parcă, nu știu, aș fi tatălui. El are așa la 48-49 de ani. Ah, deci e doctor tânăr. E tânăr, da, da. Dar îi spun de fiecare dată să știți că mă rog pentru dumneavoastră. Cred că anul trecut, mai în vară, când am fost, am dat mâna cu el, ne-am despărțit și nu mă lăsa de mână când... Și a zis, ce are profesorul? Nu mă lasă de mână și să uită la mine și aștepta să-i spun ceva. Eu am uitat să-i spun că mă rog pentru el. Și stă și stă de la o vreme, spune, auzi, dar te mai rogi pentru mine? Și a spus, cum să nu mă rog? Și după 3 luni când m-am dus, i-am spus, asta toamnă, să știți că mă rog, n-am mai uitat. Dar să uită la mine, dar auzi, nu numai o dată pe zi, să te rogi toată ziua. Păi zic, toată ziua nu mă rog, dar odată mă rog. Și da, dacă merg și
cum am spus, a crescut tratamentul, iau câte 4-5 injecții în ochi, mi le face zona ochiului, partea dreaptă pe față până în vârful lui barbă. Am ajuns la 16. La astea te gândești când te măriți sau nu te gândești la asta? Știi că încep ca tine. Da, da. Foarte interesant și când ne rugăm lui Dumnezeu să facă ce vrea cu viața noastră și sau când promitem la căsătorie, știi, că și la bine și la greu, ce avem noi în minte, știi, că într-o zi nu o să mă aduc înghețată, no, și mă duc eu și o-i cumpărau eu, dar uite că viața de familie, ce v-a ținut împreună? Nimica. Nu știi, că se gândește să zică ce e mai important, știi? Credința, iubirea, amândouă. Și credința, da. Dragostea și jurământul făcut înaintea Domnului. Da. Care era privit cu multă seriozitate, nu? Deci chiar era privit cu multă seriozitate. Acum, na, nici tu nu ești așa tânăr, știi? Că înainte divorțurile la pocăiți erau foarte... Era parcă, nu știu, ceva când... Bun, eu nu zic numai la pocăiți sau... În general. Deci, eu am crescut la noi, să zic, baptiști, că numai baptiști au fost în sat, așa au mai fost ceva. Deci, din lumea Evangheliei, foarte puțin. O localitate foarte mare, unde, normal, majoritatea oamenilor erau ortodoxi, nu? Și țin minte, eram copil... Și țin minte că, nu știu ce minune au făcut unul și s-a hotărât ea cumva să-l lase. Și vuia satul, deși era clar că el e vinovat, tot pe ea. Tu, adică cum să vă iertați, vă cutare? Deci în mintea oamenilor nu intra. Te-ai căsătorit, duci la bine și la greu, vă iertați, vă ajutați. Era o altă mentalitate. Din nefericire s-au mai schimbat mentalitățile, dar... Partea frumoasă este că Dumnezeu nu se schimbă și chiar dacă noi nu știm ce ne așteaptă în viitor, noi ne bucurăm că Dumnezeu știe viitorul. Nu numai că știe, slăviți, Dumnezeu îl și controlează. Și uitați că noi, la vârsta noastră, nu suntem noi nici bătrâni ca drumul Caransebeșului, dar nu suntem nici tineri. Făcuți mai de mult. Noi putem să spunem, nu doar ce citim din Sfânta Scriptură, putem să mărturisim din propria viață, fie că este vorba de viața individuală, fie că este vorba de viața de familie sau relația cu oameni în societate, noi chiar putem să mărturisim că Dumnezeu este credincios, că întotdeauna se ține de cuvânt și da, dacă ar trebui să... Dacă ne-ar întreba cineva dacă a avut David dreptate când a scris Psalmul 23 că și prin valea umbrelor morții Dumnezeu este cu noi, da, aceasta este mărturia noastră, Dumnezeu nu te lasă niciodată singur. Adevărul este că de multe ori în viață nici nu știm dacă suntem pe munte sau în vale, că uneori noi credem că suntem pe munte și poate nu suntem atât de bine spiritual, alte ori credem că suntem în cea mai neagră vale și poate că atunci Dumnezeu ne arată mai multă iubire și după ce depășim perioada respectivă ne dăm seama cât a lucrat Dumnezeu la formarea noastră, cât lucrează în viața altora. Îmi place să cred, bănuiesc că poate nu la întâmplare te-ai întâlnit și cu medicul acesta, că poate că și în relația lui cu Dumnezeu anumite lucruri a doar de gândit. Eu știu din propria noastră experiență, când medic ateu spunea, foarte bun medic în Statele Unite, dar nu o să intru în poveste, spunea, ce știu eu din medicină, cu ce văd în fața mea, nu le pot pune împreună. Așa ceva nu se poate explica din punct de vedere medical și științific. Și noi am spus, nici nu trebuie explicație, noi știm că este Dumnezeu cel care continuă să facă minuni. Și ascultați-mă, nu trebuie să facă Dumnezeu minuni neapărat să ne scoată din necazuri. Că poate unii vă uitați la o experiență ca lui Lazar sau alții și spuneți, wow, prin ce l-a trecut Dumnezeu și a fost cu el. Eu aș vrea voi care n-ați trecut și nu treceți prin greutăți, să considerați că este o minune dumnezeiască și Dumnezeu vă ocrotește și nu vă lasă să treceți pe acolo. Iar dacă vreodată veți trece pe acolo,
nu disperați, puneți-vă încredere în Dumnezeu și mai am o rugăminte. Dacă știți pe cineva care suferă, suferă în relație, suferă poate chiar în relația cu Dumnezeu, nu mai este așa de bine cum ar trebui să fie în relația cu Dumnezeu, suferă în trup, nu cumva să-i permiteți diavolului să vă bage așa acolo la rotițe gândul, a făcut el ceva, Dumnezeu nu bate cu băta, nu, dragii mei. Nu judecați pe nimeni, Dumnezeu nu ne-a chemat să ne judecăm unii pe alții, să apăsăm unul în rana celuilalt, dacă putem, ne ajutăm cu o rugăciune, ne ajutăm cu un sfat, un îndemn de încurajare, pentru că nimic nu ține de noi înșine. Până la urmă, lucrurile bune toate țin de puterea lui Dumnezeu, care s-a văzut în viața invitaților noștri, care se vede în viața voastră și eu chiar mă gândeam, faptul că Florica n-a trecut prin aceleași lucruri ca tine e tot bunătatea lui Dumnezeu. Aleluia. Că a ținut-o sănătoasă, că a putut să ducă casa și celelalte, că dacă erați amândoi în aceeași situație, poate că era un pic mai greu. Încă o dată, mulțumim lui Dumnezeu pentru voi. Poate vă rugați și pentru ei, când vă aduceți aminte, că eu nu vreau să pun poveri pe capul vostru și m-am gândit așa, dacă o să vă aduceți aminte vreodată, nu trebuie neapărat să-l sunați pe Lazar, să spui dăm și mie numărul de telefon a doctorului din Austria, să dea Dumnezeu să n-aveți nevoie niciodată de el. Dar gândiți-vă că prin mâna acelui om trec multe astfel de cazuri. Rugați-vă să-i dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune, să poată face bine la cât mai mult și în timp ce el își întărește relația cu Dumnezeu, poate să aibă putere să spună altora, noi ca medici suntem limitați, dar Dumnezeu chiar nu are nicio limită, El poate face lucruri frumoase. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele voastre, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu, creșteți mulțumirea în inima voastră, nu considerați că meritați nimic din ce aveți. Considerați că Dumnezeu este bun și ne dă chiar și atunci când nu merităm și noi vrem să rămânem toți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și până la urmă El, Creatorul nostru, merită mulțumirea noastră și aprecierea noastră, nu doar pentru ce a făcut, pentru ceea ce face, ci și pentru ceea ce ne pregătește în viitor. Cu Dumnezeu putem și pe vârfuri și în vale, că Dumnezeu este sprijinul, tăria noastră și păstorul nostru. Amin. Mulțumim pentru ei.